Salutare, fraților, și bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după cum vedeți, sunt îmbrăcat în hanorac, pentru că vom merge la pădure și este destul de răcoare afară. Și suntem așteptați. Îl așteptăm pe Adrian. Și am zis că până vine Adrian, să ne mai facem de lucruri pe aici pe acasă, să pregătim ce mai ne pregătit și să o zbugim. Mergem să mă încalț, pentru că, după cum vedeți, sunt șosete. Și, fraților, ne încălțăm și ne pregătim de plecare. Vom merge la pădurea unde am vrut să ajungem de Halloween, mai exact, cred că acum un an sau doi. De n-am mai ajuns, găsiți live-ul și pe YouTube cu Adrian, ne-a fost urmăriți noaptea pe când nu știu cât era ceasul. Dar era destul de întreric, nici nu mai știu cât era ceasul în seara aia. Ce e cert este că am fugit pe câmp, ca idee, frig, iarnă. Fapt nu era iarnă, era Halloween. Și am fugit ca turbații pe câmp. Avem aici frumos mașina. Ne așteaptă, cred că e un jeg. Ai făcut și tu curat? Ne ai făcut curat o mașină. Cred că e un jeg în mașină. Aia Adidas, da, ca să Adidas acolo. Deci și cheile unde sunt, că încă. Din mașina asta am vrut să fac un buggy, dar probleme cu mama, nu mă lasă mama să fac buggy. Și bun, acum noi ne-am pregătit, ne-am luat ce ne-a trebuit. Șoferul sunt eu. Ar vrea să fie șoferul. Ia uita și în mașina asta să mor. Jeg, mai rău ca porcii suntem să mor. Și n-ai mă cum. Am făcut mașina asta tractor. Măcar e cald în ea. Bine, atunci curățat acum ceva timp. Da, bravo. Măcar atâta lucru. Ce, te-ai pus la volan? Da. Șoferiță te-a făcut mica ta? A? Te-a făcut mata șofer? Da. Eu, te hel. Cine bea energizant, domnișoară? Mama. Și tot eu fac jeg în mașină. Bine, aici... A, uite-te ce jeg e de la tine, eu am doar două energizante în mașină. Două, drag. Și cine strânge după tine? Mua. Fraților, o să ne auzim, sau o să ne vedem, cel mai bine zis, la pădure. Sau ne vedem când o să luăm și pe Adrian. Harim, hai la pădurici. Salut! Salut! Ești pregătit? Bun, fraților, am ajuns la aproape de pădure, nu la pădure. Trebuie să trecem pădurețul ăsta mai întâi. Suntem aici cu neafoane. Lăsam mașina aici frumos. Poate ne mănâncă câinii. Pădurea e mai încolo. Hai să trecem. Dar să știi că o să grămadă de câini în partea aia. A? O să grămadă de câini în partea aia. Ne mănâncă câinii, fraților. Urmează să trecem podul aici. Mamă, cum a ajuns podul ăsta. Poate să rupe ăsta cum ai zis. Ce ori fi? Hai, bine, mergi. Aia am făcut. Aia știu în față. Mă duc eu primul? Dumnezeu cu mila acum. Ce treacu mai acolo? Uitați, fraților, unde suntem acum? Pe pod? Suntem pe pod? Wow, ce senzație! Mamă, ce senzație! Ce mai am? Aia nu e, mă, e... Hai că zăpadă. Facem aici pozici. Uite mai puțin, mă, că se mișcă ăsta, era tora asta. Bă! Hai că eu trec pe partea aia. Îi las pe ăștia aici în spate. Bă, dar e... Mi-am luat ăsta hanoracul pe mine. Și am crezut că e zi. Bă, dar cadrul ăsta n-a mor. E, hai, iubire. Vine o să te iau? Du-te mai repede. Ha? Vine să te iau? Hai, vine o să te iau. Ia, ține camera, domnul. Filmăm pe domnul. Bă, se mișcă cu ei. Hai că nu prea s-a mișcat până la mine. Nu l-a pe mijloc.
Bă, stai că se mișcă ăsta, îți luat o rază. Și-o nebun, ia-o. Haide! Ai clar că aici. Bă, se mișcă, ești nebun? Mi-e frică! Mi-e frică! Mai bagi așa! Digela a căzut din bord! E... Dude. A fost greu? Da. Cu bicicleta, aș trece cu bicicleta pe el. Hai că treci. Ba, cu bicicleta, da, dar cu ATV-ul? Nu. Uite, te mai ieși într-o rână. Iete la anul. Haideți că într-un final, după atâta am mers, să mor, cred că două ore tot mergem așa. Am ajuns și noi lângă pădure, dar... capătul porumbului. Să vedem drum acum, dacă avem drum. Bă, adevărat. Să mor, iau. Am luat și răs. S-a un porc mitrit acum, că nu-ți fugă dregul pe la mașină. Era un film, era un film cu un lan de porumb. Dar nu mai știu să nume. Haideți că noi căutăm intrarea la pădurea asta. Trenul. Se aude și trenul. Practic, suntem în câmp. Și pe acolo ar trebui să fie intrarea, dar hai că o găsim dacă e. Să vedem și noi unde o găsim. Revenim cu update. Haideți că l-am pus pe ăsta în față. Măcar dacă e sporții, să-l ia pe el prim. Noi suntem aici, în spate, cu boscheți. Aici voiam noi să venim de Halloween. Hai că ajungeam noi până aici de Halloween dacă eram. M-am umplut de turiță de aia zău. Uita si e pe mine. Hai găsit-o. Se vede intrare? Hai ia-o prim. Dar mai bătă voi o primi. Haide. Nu se fac. Ce ești tu până... Vezi un drum. Hai, mergi. Și eu... Ca un iubit adevărat am trimis-o pe aia prim. Așa se face și voi cu iubitele voastre. Murim împreună. Păi ce mă arde că-ți încolo? Păi voi după ea. Cine cu drum, hai? Uite, parcă merge să noi. Fraților, revenind în pădure, că până găsim o intrare, cred că mai durează. Revenim cu update. Bă, uite cât am urcat aici, mă. Ce, mă, bursilu? Ce? Ha? Te caci? Hai, dacă mai un pic. Hai, să mă gândesc. Mai avem un pic de urcat. Uite, mă, parcă aici se îndreaptă pădurea. Se rupe la ui. Bă, că ne cade în cap ăsta. Acum nu mai mare în podul. O să-l pe Mowgli. Mă uită pe Alexandra. Eu uită și pe aia. Mă de aici. Răbitorul Apple-ului nebun. Mamă, nebunie. Sunt mai brut de făcea de asta. Gabi, domnul pompier. Domnișoara, încercați să puneți piciorul pe mână. Ce caz, dacă nu vă reușiți, aruncați-o. Hai, acolo, stai. Hai, nu-ți mergi. Hai. Ai auzit ce s-a zis? Ce? Ce trisă aici. Mamă, cum a speriat murirea. Nadia, acum aici. Cu suliță. La vânătoare. Poate nu te-a spus, bă, ceau. Hai bă, dă-o jos. Cum să dau? Să urce la tine în cârcă. Hai, băi. Păi, dragul, cum te-ai urcat? Să faci și ea ca mine, băi, băi. Te scade în cap. Ah!
pompieri în acțiune. Să ne mănânce porci, mâncauși. Uite, auzi, zici că sunt pușcături, dar... Pe alea, da. Da, porci. Ia, ia taci, ia taci. Ne mănâncă porci, mâncauși. Haideți că ne arată ce și în pădure. Ce? Ce? Mașină. Mașină, motor. Mașină. Da, ce era? Hai că ne-am rădăcit. Fraților, cred că ne-am rădăcit în pădure, nu? La poliție, la pot. Să știu la muncă. Ia uite, zău, mă prind și asta, mă vrea aici, în pădure, zău. Haide-mă o dată asta, să fac curând. Păi aici să găsim și drumul. Chestia nașpa e că eu mai am 9% baterie pentru că filmez cu telefonul. Adrian, câte mai? Ăsta mai are 13%. Tu câte mai ai, iubire? Baterie. Păi ne bazăm pe tine în caz că ne pierdem. Dar chestia e că nici nu ăla nu le lua. Nici GPS-ul nu ne le lua. Lele. Da, păi tu băi GPS-ul în pădure, să știi. Nu ne localizează nici GPS-ul, ești nebun. Practic, ne-am pierdut, ha? Păi nu pe aici am fost, mă, ce ai? Păi știu, dar mai scoborât, e un lucru. Fraților, revenim, în caz că... Se va mai sparge asta. Ne revedem de jos, că mi-am baterie. Păi și eu ia pe-n boschiță, ia, mă? Să mor, dar sunt în mijlocul alanul ăsta de porumb. Băi, mare! Băi! Mă vedeți?